Salutare și bine v-am găsit la primul episod de New World. Acest clip vă va servi ca și un tutorial întreg în care să vă explic cum se joacă New World, care sunt toate chestiile astea, deși le veți descoperi și voi pe parcurs dacă vă apucați de joc. Pentru că nu e destul de greu, are și un tutorial la început care vă explică cum să vă luptați, bla bla, chestiile astea nu o să vi le arăt, dar o să vă explic anumite chestii pe care poate o să le prindeți mai greu, dar dacă le vedeți în videoclipul acesta o să vă fie mult mai simplu când începeți. Ar trebui să începem cu inventarul, unde vedeți că aveți armură în stânga, două arme, poțiuni, mâncare, tot felul de chestii pe acolo pe care să vă îmbunătățească caracterul, să-l facă mai puternic. O să vă explic un pic care este treaba cu facțiunile, pentru că e ca și cum alegi din ce țară, să spunem așa, vrei să faci parte. Sunt trei facțiuni, The Marauders, facțiunea verde în care mă aflu eu, sunt un fel de oameni militari și e important să alegi din ce facțiune faci parte. Credeți-mă, o să vă ajute destul de mult dacă alegeți facțiunea corectă și să spunem că facțiunea corectă pentru voi, în momentul de față, dacă vreți, de exemplu, să jucați cu mine, trebuie să fie aceeași în care mă aflu eu. Adică dacă vreți să vă jucați cu prietenii, trebuie să vă băgați în aceeași facțiune, în principiu. Nu e obligatoriu, dar ajută, pentru că puteți să faceți mai multe tipuri de quest-uri împreună și mai multe chestii. Următoarea facțiune este The Syndicate. Sunt un fel de alchimiști nebuni, să spunem. Un fel de savanți nebuni, de fapt, mai degrabă. Și sunt cu MOV. Iar ultima facțiune sunt The Covenant, așa se numesc. Sunt oameni religioși, da. Sunt un fel de sectă de oameni religioși, adică fiecare facțiune are un fel de atribută din asta. Ăștia sunt religioși, ăia cu verde, Marauders, sunt soldați, mai mult, și ăia MOV, cum v-am spus, sunt savanții nebuni. Dar chestia asta nu e foarte importantă pentru că nu are nicio legătură. Asta e mai mult povestea din spate, dacă o să vreți să citiți în momentul în care vă alegeți facțiunea, oricum o să fiți ghidați prin tutorial să vă alegeți facțiunea și toate chestiile astea. Un lucru important pe care trebuie să-l țineți minte când vă alegeți facțiune este că harta are mai multe bucăți de pământ, iar fiecare bucată de pământ trebuie să fie controlată de o facțiune. Cel puțin la început, când se deschide serverul, nu o să fie. Dacă vedeți și la mine pe server, în momentul de față sunt câteva bucăți de pământ care nu sunt încă luate de nimeni. Cum se întâmplă toată treaba asta? Trebuie să-ți creezi o companie. Compania este în facțiunea respectivă pe care ți-ai ales-o. O companie e un fel de ghildă, ca să fie mai simplu. Un fel de echipă în care poți să recrutezi în jur de 100 de oameni, dacă nu mă înșel, sau 60, nu sunt sigur, cred că 100. Nu e importantă chestia asta, puteți să intrați în multe ghilde. Eu aș vrea chiar să-mi creez una în care să intrați voi și să vă jucați alături de mine, dacă vreți să faceți chestia asta. Și ideea e că dacă se strâng în banca ghildei, companiei, ca să-i spunem așa, că e mai ușor companiei, că așa se numește în joc. Dacă se strâng în banca companiei 100.000 de gold pe care îi donează fiecare din companie, poate să doneze cât vrea fiecare membru, și când se strâng 100.000 de gold, putem să cumpărăm o bucată de pământ. Dacă o bucată de pământ e deja deținută de o altă companie, să spunem de o altă companie din altă facțiune, putem să declarăm război. Și ca să declar război, trebuie să iei un pic din teritoriul lor făcând anumite misiuni de PvP, pentru că te poți da pe PvP în momentul în care ești într-un oraș mare și când ieși în lume, pur și simplu cu toți ceilalți playeri care sunt dați pe PvP, ca să se poată lupta, te poți lupta oriunde și poate să te atace oriunde, atâta timp cât ești pe PvP. Dar nu e obligatoriu să stai așa, poți să te pui pe normal, pe PvE, și să nu te atace absolut nimeni, să poți să-ți faci treaba simplu, să poți să te duci să culegi, să faci misiuni, să faci ce vrei tu liniștit. Următorul lucru pe care trebuie să-l țineți minte este că în joc nu avem mount, nu avem cal practic. Nu putem să ne deplasăm repede, avem un fast travel pe care îl putem folosi din oraș în oraș și avem alte câteva opțiuni pentru a ne teleporta. Ideea e că acest fast travel costă o anumită resursă, numită Azoth, așa se numește resursa. De la level 20 faceți destul de ușor rost de ea, dar dacă faceți main story, o să strângeți destul de mult Azoth din ăsta. Ideea e că cu cât te teleportezi mai departe, într-un pământ mai îndepărtat, o să devină din ce în ce mai scump să te teleportezi. Dacă te teleportezi într-un teritoriu care e deținut de facțiunea ta, adică de exemplu eu sunt la verde și mă teleportez într-un alt teritoriu care e deținut de verde, e mult mai ieftin.
De zic că e destul de important ca facțiunea în care ești tu să dețină câteva bucăți de hartă, cel puțin. Dacă mergeți și vă vedeți aceste chesturi pe hartă, îs practic se numesc storage shed și aici vă puteți pune voi absolut tot ceea ce aveți în inventar, pentru că dacă vă uitați, aveți un anumit număr de kilograme pe care îl puteți căra după voi. Eu, de exemplu, pentru că mi-am upgradat, să spunem, rucsacul, am 369 de kilograme pe care pot să le car după mine până în lume. Ei bine, în momentul de față am ocupat 82 de kilograme. Ceea ce ai pe tine, ceea ce are caracterul pe tine, adică în stânga, ceea ce pui, armuri, arme, toate chestiile astea, nu se pun la kilograme, decât ceea ce ții și car după tine. În storage-ul ăsta pe care l-ai în fiecare oraș, pentru că ai un storage în fiecare oraș, poți să-ți pui în jur de 1000 de kilograme. Ideea e că dacă pui... Ideea e că fiecare storage din fiecare oraș e separat, asta vreau să zic. Nu poți să... Adică nu e unul singur în toate orașele. Ai câte un storage în fiecare oraș. Și dacă vrei să te duci să iei itemele din orașul respectiv, din storage-ul respectiv, trebuie să te duci până acolo. Doar dacă, din nou intervine faza cu facțiunea, dacă... Ai două storage-uri diferite în două orașe diferite, iar ambele orașe sunt controlate de facțiunea ta, poți să-ți, practic, plătești o mică sumă de gold și poți să îți tragi de oriunde, din orice oraș care e deținut de facțiunea ta, dacă ai în storage acolo, să-ți tragi la tine în inventar orice item. Acum vreau să vă explic un pic, pentru că în jocul acesta nu există clase. Nu e genul de MMO în care îți alegi, vreau să fiu... călugăr, vreau să fiu războinic, vreau să fiu... E bine, există aceste clase, dar e foarte interesant jocul pentru că aceste clase sunt create de player. De ce? Pentru că tu ai două arme, cum v-am arătat. Poți să ții doar două arme la activ. Poți să combini armele între ele cum vrei tu, dar e foarte, foarte important ca fiecare armă cu care vrei să joci, dacă vrei să o crești și să iei abilitățile, că poți să folosești trei abilități deodată, per armă. În total ai 6 abilități, dar două arme. Dacă vrei să-i folosești abilitățile și să o crești, să-i pui puncte ca să devină mai puternică, o să vă și arăt pentru că avem și un skill tree, ca să faci puncte pentru skill tree-ul ăla, să poți să îți upgradezi arma, să o faci mai puternică, trebuie să te joci cu arma respectivă, să omori monștrii, în principiu să omori monștrii, cam atâta. Dacă cu cât omori mai mulți monștri, cu atât o să faci mai mult level pe armă. V-am arătat că sunt foarte multe arme. Și cu cât faci mai multe puncte, cu atât poți să pui mai multe puncte în skill tree-ul armei respective. Te joci, de exemplu, cu toporul, o să faci puncte pe topor. Te joci cu ciocanul, o să faci puncte pe ciocan. Cu ciocanul, cum sună asta. Te joci cu sabia și cu scutul, o să faci puncte pe sabie și pe scut. Poți să ai puncte pe toate, poți să le faci pe toate la level maxim și poți să le schimbi între ele când vrei. De aia zic că nu ai o clasă stabilită, poți oricând să fii healer, poți oricând să joci tank, poți oricând să joci ce vrei tu în jocul ăsta, asta e interesant și îmi place. În principiu anumite combinații merg mai bine decât altele, dar ce este foarte, foarte important să țineți minte aici este că avem și niște atribute, exact ca în majoritatea MMO-urilor, avem putere, strength, dexteritate, inteligență, focus și constituție. Constituție, în principiu, cea mai simplă, îți dă viață. Avem și aceste puncte, dacă le vedeți pe linia asta, dacă ajungi, deci punctele astea sunt practic din 50 în 50 de puncte de atribute puse într-un anumit din ăsta, ori strength, ori dexterity, și din 50 în 50 îți dă câte un bonus. Dacă duci mouse-ul pe punctul ăla, o să-ți arate și o să scrie ce bonus îți dă. Fiecare din asta, în afară de Constituție, care v-am zis că e cea mai simplă, vă dă viață. Deci dacă puneți puncte în Constituție, o să aveți mai multă viață. În Strength, de exemplu, vă arată sus acolo armele care scalează, adică care practic cresc în putere, odată ce tu pui puncte în Strength. Să zicem că ai și îți arată aici, de exemplu, sabie, topor mare, ciocan mare, hatchet, care e practic o toporișcă, și suliță. E bine, anumite arme scalează cu două din astea, adică poți să pui puncte, de exemplu, uite, pentru suliță, pentru că o vedem și la strength și la dexterity, ea scalează și cu strength și cu dexterity, și sabia la fel, și toporișca la fel. Dar în principiu scalează cu prima, adică dacă, de exemplu, sabia apare la strength, e prima dată la strength, apare și la dexterity, dar e prima și prima dată apare la strength, cu strength scalează mai mult, deci e mai important să-i pui putere pe sabie, dacă vrei să joci cu sabia, de exemplu, decât dexterity. Dar poți să faci o combinație între ele pentru că ambele funcționează.
Ideea e că eu, de exemplu, joc cu două arme, care vedeți aici în dreapta, scalează cu putere și pun și constituție. Deci am 120 de puncte în putere. Ideea e că tu punctele astea nu le pui doar din level, că ele în principiu îți dau 3 puncte per level. Ai făcut un level, îți dă 3 puncte să spui. Dar strângi puncte din astea și din itemele pe care le ai, pentru că itemele au bonusuri. Fiecare item are bonusuri. La mine, de exemplu, ambele arme au vreo 15 puncte, ceva de genul, fiecare dintre ele are vreo 15-12 puncte în strength. Ele sunt random, adică, de exemplu, poate să spice arme care să n-aibă doar strength, poate să aibă și dexterity, poate să aibă și inteligență. Poate să spice o armă care scalează cu putere, cu strength, dar ea să aibă inteligență. Înseamnă că e o armă destul de proastă. De aia e un MMO, adică înțelegeți ideea de RNG. Acum vreau să vă arăt skill tree-ul. Ideea e că poți să-ți dai oricând vrei la aceste atribute respect, da? Deci apeși pe respect până în level 20, tocmai ca să poți să încerci cât mai multe arme să vezi ce-ți place, e gratis. De la level 20 o să vezi că te costă un pic de gold. Eu sunt level 34 și mă costă 188 de gold ca să dau respect, să pot să-mi pun punctele cum vreau eu. Deci țineți minte chestia asta. Până la level 20 vă sfătuiesc să încercați cât mai multe arme, să vedeți ce vă place, pentru că de atunci, de la level 20, nu o să vă coste mult, dar o să vă coste un pic. La arme, în schimb, la fel, poți să spui punctele în fiecare armă cum vrei. Până la level 10 e gratis să dai respect, deci până la level 10 al armei, pentru că arma poți să duci până la level 20. Când îi faci un nivel, îți mai dă câte un punct din ăsta să spui aici în skill tree. Și dacă te duci cu mouse-ul pe ele, o să vezi ce îți dă fiecare bonus din ăsta pe care îl iei. Astea pătrate și mari sunt, practic, dacă pui puncte în ele, sunt abilitățile. Ai în total 6 abilități din care poți să-ți alegi. Ai două coloane, dar tu poți să combini cum vrei punctele. Poți să pui puncte și în dreapta și în stânga. Ideea e că dacă vrei, de exemplu, uite cum e la mine în dreapta, să iei abilitatea aia MOV, din așa, trebuie să iei două puncte de mai sus, adică nu poți să o iei direct. Trebuie să pui două puncte totuși, unul sus și unul jos, ca să ajungi la linia aia respectivă. E destul de simplu. Respect-ul pe arme costă Azoth, de care v-am zis. E o resursă mai rară decât aurul, decât goldul. De-aia trebuie să avem un pic grijă de ea, pentru că e folosită la fast travel. Fast travel-ul e foarte important. Pe fiecare armă ai abilitățile astea diferite, de-aia e foarte interesant și vă sfătuiesc să vă jucați cu toate armele, să vedeți ce vă place, ce nu vă place. Acum vreau să vă arăt gathering-ul, pentru că v-am spus în primul episod că jocul este asemănător cu Minecraft într-o oarecare măsură, pentru că are elemente de sandbox, adică poți să faci logging, să tai copaci, mining, să minezi pietre, resurse naturale, aur, silver, iron, toate chestiile astea, poți să pescuiești, poți să faci harvesting, poți să omori animale și să le iei pielea și cu cât crești în nivelele astea poți să iei din ce în ce mai multe chestii. Poți să iei doar, uite, de exemplu, copaci tineri, young trees, până la level 50. De la level 50 poți să tai copaci maturi, mature trees, și de la level 100 poți să iei deja niște lemne mai șmechere. De la 175 poți să iei deja ironwood și tot așa. La fel și la mining, cum v-am zis, la toate este absolut la fel. Odată ce îți crești în nivel, deblochezi noi chestii pe care poți să le minezi. Atât de simplu este. De-aia este important să creșteți aceste gathering skills. Și pe lângă gathering skills, ce voiam să vă zic, există și crafting skills. Ceva ce trebuie să țineți minte cu toții, dar o să vă explic un pic mai încolo. Încă o chestie pe care o să vă arate în tutorial este camp-ul. Camp-ul în jocul ăsta e foarte important, pentru că dacă te duci departe și mori, tu o să fii spawnat în oraș. Dar dacă îți pui un camp, da, îți trebuie câteva resurse ca să-l construiești. Nu e foarte scump. Vedeți aici un pic de green mud pe care îl iei de oriunde, un pic de flint pe care îl găsești pe jos, super easy peasy. Deci resursele nu sunt o problemă, dar odată ce ți-ai construit un camp, nu poți să-l pui oriunde, dar poți să-l pui în majoritatea locurilor din hartă. Sunt mici locuri unde nu poți să-l pui. Ei bine, odată ce mori, dacă tu te afli într-o rază de 500 de metri în jurul campului, vei putea fi respawnat aici. Nu-ți face griji dacă mori, nu se întâmplă nimic, doar pierzi din durabilitatea armelor, armurilor astea, dar alea poți să le repari foarte ușor.
dar e important să ai campul ăsta pentru că dacă te spawnează în oraș și tu ești departe de oraș, trebuie să mergi din nou până acolo. E dacă ai campul aproape de locul unde vrei tu să te duci să te bați, te va spawna la camp în caz că mori. De aia e foarte important să setați camp mereu. Eu uneori uit, pentru că e o chestie nouă, n-am mai jucat un joc asemănător. Dar țin minte, și la camp, desigur, puteți ori să vă odihniți, să vă crească viața caracterului, puteți să vă creșteți viața și cu mâncare și cu poțiuni, nu e nicio problemă, dar poți să te și să dai rest la camp, să te să-ți odihnești caracterul și poți să craftezi câteva chestii de bază care să te ajute. Niște unelte, niște mâncare, poți să niște pește, niște baituri, nimic foarte, foarte complicat. Acum vreau să vă arăt trading post-ul. Aici se fac bani în principiu. E un fel de market. Aici vii și vinzi tot ce poți să vinzi. Tot ce adun tu din expedițiile tale, vii aici și vinzi. O să-ți arate deja în momentul în care vrei să pui să vinzi, care-i prețul marketului în momentul de față. Din nou, fiecare market din ăsta este per oraș. Deci, bine, poți să vezi ce s-a pus în toate orașele, doar că dacă vrei să cumperi ceva dintr-un, să zicem că ceva ce vrei tu să cumperi în alt oraș, trebuie să te duci până acolo. Adică e pe oraș jocul, e foarte important să țineți minte că toate lucrurile astea, crafting-ul cu toate astea, sunt pe oraș. Levelele tale pe care le crești din crafting, din gathering, din toate astea sunt ale tale, ale ai oriunde. Dar orașele astea sunt foarte, foarte importante și stațiile astea, de exemplu, de marketing, toate locurile unde îți faci crafting, trebuie crescute în nivel pentru a putea crafta iteme din ce în ce mai puternice. Creșterea în nivel nu trebuie să o faci tu neapărat, e o chestie colectivă pe care o face tot, pe care o fac în principiu toți cei care joacă în orașul respectiv. Pentru că o să vă arăt că există Town Boards Mission, niște misiuni simple pe care trebuie să le facem cu toții, pentru că ne dau multă experiență, ne dau Territory Standing, o chestie foarte importantă, ca să creștem Territory Standing-ul, care ne dă multe bonusuri din care vă puteți alege voi în pământul respectiv în care vă aflați, puteți să primiți mai multă experiență, puteți să plătiți mai puține taxe pe casă, pe crafting, pentru că e foarte interesant că trebuie să plătești anumite taxe când faci orice în jocul ăsta. Taxele sunt plătite, desigur, companiei care deține pământul. Foarte, foarte interesantă treaba asta. E un concept nou și n-am mai văzut. Acum, ca să înțelegeți ce-i cu facțiunile astea și ce puteți să faceți cu ele, e dacă te duci la reprezentantul facțiunii tale și ai câte un reprezentant ăsta în fiecare pământ. Ai aici 6 misiuni. Misiuni de PvE, adică fără să te bați cu alți jucători, și PvP. Pentru misiunile de PvP trebuie să te dai pe PvP. Nu poți să le faci fără să te dai pe PvP. Și îți dau puțină experiență, nu îți dau foarte multă, dar îți dau alte chestii în plus. Influență, de fapt, voiam să zic, teritoriul influence, care e important dacă vrei, de exemplu, trebuie să faci mai multe misiuni din astea într-un anumit teritoriu și cu cât adun mai multă influență poți să dai, de exemplu, război teritoriului respectiv ca să-l iei tu cu compania ta teritoriu. E foarte, foarte simplu. Pentru asta sunt misiunile de PvP mai mult. Dar alea de PvE vă dau puncte și, ce e important, vă dau niște tokens și îți cresc, desigur, rank-ul în facțiunea respectivă. De ce te interesează să ai rank? De ce te interesează să ai tokenii ăștia pe care ți-i dă dacă faci misiunile astea? Desigur, trebuie să și menționăm ceva important, că ai 3 misiuni de daily bonus pe zi, adică dacă completezi o misiune îți va da mai mult, mult mai multă experiență de 3 ori. Deci 3 misiuni pe care le faci zilnic de aici, de aia recomand să se facă măcar 3 misiuni zilnic din facțiune, pentru că vei primi un bonus destul de mare pe ele de experiență. De ce îți trebuie tokens, de ce îți trebuie reputație? Pentru că în momentul în care te duci la shop, tu poți să cumperi de aici toate armurile de care ai nevoie. Nu sunt neapărat cele mai bune, dar sunt bune, vedeți-mă. Cu tokens și cu puțin gold. Nu, de exemplu, dacă tu ești soldier în primul rang, poți să cumperi armuri și chestii până la un anumit nivel. În momentul în care ai ajuns gladiator, poți să cumperi deja de level 25. Când ai ajuns ravager, poți să cumperi deja de level 35. Când ai ajuns destroyer și desigur toate chestiile astea cresc odată cu tine, adică când ajungi tu la nivelul ăla, în principiu ești și următorul rang. Te pune să faci o mică misiune, chestii simple, o să fii ghidat oricum, primești misiunile, nu e complicat deloc. Dar sunt destul de importante și vă recomand să faceți astea. Acum hai să vă arăt și town board-ul ăsta, pentru că este bun.
Nu ești obligat să faci toate misiunile de aici, pentru că unele, sincer, sunt o pierdere de timp, dar unele sunt simple. Pur și simplu să zicem că ai acumulat niște poțiuni din astea de mană, ai găsit pe lume, te duci aici, le ai deja, vezi o misiune care îți cere poțiunile alea, poți să le dai direct, nu trebuie să faci nimic special. De asta e mișto la Town Board, pentru că vii și poți să completezi misiuni pur și simplu jucându-te, nu trebuie să faci nimic. Te duci, verifici dacă ai ceva misiuni deja făcute, le-ai pus. Foarte, foarte simplu. Și șmecheria e că upgradezi orașul. Uite, aici avem Forge Tier 3, da? Dacă faci misiuni de sub Forge Tier 3, ajuți la upgradarea Forge-ului. Dacă faci misiuni la Balista Tier 2, upgradăm Balista. Balista e folosită când suntem atacați, când e atacat orașul în război și ne ajută balista asta. Ideea e că aici se upgradează orașul și aici poți și tu să contribui și ți-am zis, îți dă multă experiență uneori. Deci te ajut și pe tine, ajut și orașul. Cam așa se fac upgrade-urile în oraș. Dacă, de exemplu, într-un oraș ai nevoie să faci ceva crafting, dar nu poți că e prea level prea mic chestia aia, foarte, foarte simplu, poți să te duci în alt oraș. Dacă, de exemplu, vrei să faci, cum am zis, melting, orice crafting din ăsta, te duci într-un alt oraș unde este upgradată mai mult, pentru că dacă apeși pe fiecare oraș în hart, pe hartă, dacă apeși pe fiecare oraș o să vezi la ce nivel se află fiecare crafting station, la ce, care sunt taxele în orașul respectiv, poți să vezi toate chestiile astea. Aici o să vă și arăt cum se fac town board mission, pentru că sunt anumite chestii simple. Uite, de exemplu, aici mă duc să fac crafting, construiesc câteva chestii ca să pot să termin niște misiuni. Ai town board mission, cum am zis, per oraș, deci contează în fiecare oraș, cum am zis, fiecare oraș trebuie să fie upgradat, deci poți să faci misiuni în fiecare oraș. Te-ai dus, te-a dat toată experiența, uite, mi-a dat 3500 de experiență, foarte, foarte simplu. Acum vreau să vă arăt ceva foarte tare, casa. Poți să ai până la 3 case pe server, pe caracter, să spunem. Prima poți să o cumperi la nu știu ce nivel, dar e foarte important să faci territory standing-ul de level necesar pentru a-ți cumpăra o casă în teritoriul respectiv. Nu poți să-ți cumperi direct. Trebuie să joci un pic în, să spunem, pământul respectiv, teritoriul respectiv, da, ca să faci level la territory standing și la un moment dat o să trebuie să-ți cumperi casă. Nu e foarte greu, eu am făcut destul de repede și mi-am cumpărat prima casă, am dat vreo 5000 de gold pe aia, cred că cea mai ieftină casă de aici, dar e bună pentru că poți să te teleportezi pe gratis la casa ta. Aia e șmecheria. Cum v-am zis, teleporturile sunt limitate. Unele cost, majoritatea teleporturilor, ori dacă vrei să te teleportezi oriunde vrea inima ta, poți să faci chestia asta, dar te costă mult Azo. Dar la casa ta poți să te teleportezi pe gratis o dată la 2 ore, sau depinde, cooldown-ul e în funcție de cât de scumpă e casa. Dacă cumperi o casă mai scumpă, poți să te teleportezi o dată la o oră. La fel există și in, voiam să vă zic, dar întâi să vă arăt casa, e frumoasă, trebuie să plătești chirie, da? Deci trebuie să plătești niște taxe odată pe o dată la 7 zile sau ceva de genul. Eu pot să le plătesc în 8 ore, 900 de aur. Nu e foarte mult, cred că am și niște restanțe, că nu prea m-am ocupat, dar trebuie plătite, pentru că altfel cred că o pierzi. Nu știu exact ce se întâmplă, n-am pățit încă. Poți să o decorezi cum vrei tu, ceea ce e foarte fain. Poți să pui niște trofee, o să vă explic mai mult despre chestia asta în alt videoclip. Trofeele astea îți oferă niște bonusuri prin lume. Poți să îți dai recall to house, cum am zis, casa din orașul respectiv. Eu la level 35 o să deblochez să pot să-mi cumpăr încă o casă. Desigur o să-mi cumpăr în alt teritoriu ca să pot să mă teleportez și acolo, că până la urmă asta e important. Și acum vreau să vă arăt inurile. Le puteți vedea pe hartă, pe hartă au semnul ăsta de semilună. Intri într-un in, aici te-ai dus, bine și asta cred că vă învață în tutorial, nu mai știu cum l-am făcut de ceva timp, și îți dai yes, da? Și după aia, odată la o oră, poți să te teleportezi de oriunde, pentru că fast travel nu poți să faci decât de la punctele din orașele mari în principiu și sunt anumite puncte de fast travel pe hartă. E, tu la casa ta și la in poți să te teleportezi de oriunde. Adică te-ai jucat, te-ai săturat, te-ai plictisit, vrei să ieși, ți-ai dat fast travel acasă la un, sau unde ți-ai setat in-ul, te-ai teleportat direct acolo și te-ai liniștit, poți să ieși, n-ai niciun stres. Și sunt foarte, foarte utile pentru că sunt gratis. Doar că ai cooldown-ul ăla de o oră sau cât ai. Cam asta e, în principiu. Nu știu exact dacă mai am ceva de zis. Sunt multe chestii pe care le veți descoperi de unii singuri. Mai să vă arăt că aici aveți misiunile ca să creșteți. O să fac oricum un tutorial cum să creșteți repede în level. În principiu,
Main story. Faceți main story, e foarte important. E... Dar nu puteți să-l faceți. Uite, de exemplu, eu sunt blocat, trebuie să fac level 40 întâi ca să continui cu main story-ul. De-aia zic că faceți primul pentru că vă dă cea mai multă experiență. Vă dă și Azoth din ăla, vedeți? Avem și side story și ăsta vă dă niște Azoth. Vă dă niște experiență, nu extraordinară. De-aia se merită să faceți și side story. Avem și misiunile facțiunii. Cum am spus, eu momentan n-am nicio misiune de facțiune luată. O să mă apuc să le fac imediat după ce termin videoclipul ăsta. Avem town project-urile pe care v-am zis de unde le luați, de la town project board. Și cam astea vă sunt misiunile. Aici le puteți vedea dacă vă duceți la obiective. Puteți să apăsați J ca să vedeți misiunile. Și asta e cea mai simplă metodă de a face leveling. Dar o să vă explic mai multe chestii despre... Că sunt mai multe metode și destul de bune, doar că unele necesită să fiți mai mulți jucători. Eu vă aștept pe serverul meu, se numește Mencar, cum am zis, în Europa. Un server foarte, foarte bun. Un server în care îmi doresc să mă joc cu voi, să facem o companie ca să jucăm împreună. În caz că aveți jocul, dacă nu, v-am zis, la un moment dat o să fac niște giveaway-uri în care vă ofer și vouă jocul. Eu am fost Alex, sper că v-a ajutat videoclipul, urmează mai multe. Nu uitați să dai like, subscribe, ne vedem data viitoare.